ce faci? Uite, e vară și vara la mine înseamnă zi plină, pentru că dimineața mă trezesc, sunt împinturiște de la apartamentele mele, cu probleme sau fără probleme, trebuie să le iau bani, le fac facturile și așa mai departe. Îi duc chiar în apartamente să le vadă, dacă mai au treabă, probleme, îmi spun. Deci dimineața e ocupată până pe, de pe la 11 până la 1-2 sunt cu turiști. După aia 2 ore stau prin casă, încerc să fac ce mai am de făcut, pentru că la ora 5 seara plec cu managera mea în stațiune. Avem concerte în fiecare seară, mi-am găsit vreo 16 resorturi, hoteluri, terase, restaurante și teatre de vară și prin rotație fac câte 3-4 pe seară. În weekenduri în general plec în țară, dar uite, weekendul ăsta s-a nimerit să fiu acasă. Dar în general am zile de oraș, mai am cu nuntă sau mai am fost la Nostalgia și am cântat, am reunit Valahia acolo, a fost fain cu Banana, Suzana, ne-am reunit câteva trupe. Deci programul e încărcat vara. Vara sufăr cumva pentru că ajung în septembrie să am un gen de depresie, chiar aproape spre plâns, să zic nu mai pot, gata, m-am săturat. Îl văzusem pe Connector la un interviu care a zis că gata, un an, doi și ia la revedere de la showbiz pentru că a obosit. Și mi-am dat seama că are dreptate, e obositor, alergătura asta, du-te încolo, vin înapoi acasă. Spuneai că anul acesta nu vei mai cânta la fel de mult, nu vei mai concerta și că vrei să te odihnești mai mult. Te-ai răzgândit, se pare. Nu că m-am răzgândit. Când apar ofertele, parcă mă înțeapă inima să zic nu. Știi? Când omul zice, hai să cânți la mine, vino să cânți acolo. Și atunci am zis că o să selectez. Selecția se face prin preț. Am mărit puțin prețul și văd că ei n-au dat înapoi. Pur și simplu am mărit un pic prețul și ei nu dau înapoi. Ei nu zic nu. Credeam că unii o să zică nu ne mai permitem, nu mai. Și atunci să răresc aceste concerte. Dar, din păcate, ele tot sunt. Așa că, din fericire, de fapt, și de drept, ar trebui să iau partea bună, cât am stat acasă în pandemie, acum compensez, că trebuie să fac milionul ăla de ore de care vorbeam, nu? Asta vreau să te întreb acum, pentru că ți-ai pus în cap să faci primul milion, nu mai ai ce să faci. Muncești și cu turiștii, muncești și seara, cânti și tot așa. Da, eu am 3 surse de venit la ora asta. Am o școală de muzică din 2014 în Constanța, care produce acolo, în legea ei. Am aceste apartamente la malul mării și am concertele. Toate 3 veniturile se cumulează și uite așa vreau să scot bănuți și vreau să investesc într-un hotel sau o pensiune. Ori mi-o construiesc, ori o să o cumpăr, că am primit o ofertă recent pe aici, să cumpăr o pensiune. Deci cumva și undeva, uite, vântul ăsta e bun câteodată, briza asta la malul mării. Vreau să investesc ca să strâng să fac lucruri frumoase. De exemplu, vreau să fac un centru de cercetare care să trateze bolile incurabile, pentru că părinții mei au murit de cancer amândoi și mi-am jurat că o să fac un centru unde medici și specialiști o să încerce să găsească leacul cancerului. Sau, deci acest milion este pentru o cauză nobilă, ca să spunem așa. O cauză nobilă, dar nu numai. De exemplu, s-a obsedat de roboți și șeruiesc tot ce înseamnă science fiction și mi-aș face o fabrică de roboți, da? Că am văzut că se produc roboți în masă acum afară, zic, dar ce eu nu pot să am niște roboței să-i pui pe acolo prin casă, să stea cu bătrânica de vorbă, că acum vorbesc, hai să vezi și au început roboții ăștia să facă. Și mi-ar plăcea să am o fabrică de roboți, de exemplu. Tot așa, deci vreau să-mi fac lucruri la care nu m-am gândit când eram copil și care s-ar putea îndeplini abia acum. Wow, ai planuri mari. Acum, că ai amintit ceva mai devreme și nu pot să nu te întreb, ai spus că când vine toamna ai un soi de depresie. Aceasta este din cauza oboselii sau din cauza faptului că nu mai ești la fel de activ cum ești tu obișnuit? Și cum se manifestă? Este de oboseală. În fiecare septembrie am o oboseală cronică, poate și canicula verii mă obosește, că uneori îmi vine să dorm la prânz chiar și o oră, două, deci obositoare vara prin esență, dar am acest program încărcat cu turiști dimineața și cu seara cu concerte și vin la 1 noaptea, super obosit, mă bag direct în pat, nu mai apuc să văd niciun film sau să citesc ceva, culcarea și dimineața iau de la capăt cu același program, deci 2-3 luni de vară sunt criminale, să zic așa. Nu e chiar de o depresie, dar e o stare de aia critică, plângăcioasă, rău, ajung într-un punct în care zic, gata, nu mai pot pentru bani, atâta să alerg și să fug pentru bani și mă mai întreabă unii, dar ce îți trebuie atâta, cât adun, ce faci cu atâtea lucruri, dar bine, știi de ce le fac, pentru că pot, pentru că sunt încă tânăr și pentru că acum am zis, hai să-mi fac o situație bună. Ce planuri ai după ce se termină această vară? Poate mergi într-un concediu, poate faci ceva și pentru tine. Da. Viața personală e schimbătoare în cazul meu. Uite, acum 2 ani am avut o relație, în decembrie s-a terminat. Am avut și dezamăgire, am avut și părți de fericire. Vreau să-mi fac o familie, eu sunt familist convins. La maică mi-au fost 15 frați, la taică mi-au fost 10 frați, wow. Dumnezeu să ierte. Noi suntem 4 frați, deci mie îmi plac copiii. Tot le spun prietenilor, băi, bine, prietenii mei au divorțat majoritatea, nu știu de ce, jumătate din ei sunt divorțați cu copii împărțiți. Și atunci am un exemplu negativ și am așa o frică. Eu mă logodisem în 2009 și era cât pe ce să mă căsătoresc, dar am avut ezitări și n-am mai făcut pasul. Și acum tot îmi zic, bă, hai să-mi găsesc și eu odată consoarta și să fac primii copii, că deja trec ani și e cazul. Primii copii? Ce înseamnă primii copii? Primii copii, că vreau mai mulți. O relație, deocamdată mi-e frică să o fac. Poate vorba ta, din toamnă încolo trebuie să mă liniștesc și să încep să mă gândesc și la viața privată, că trec ani.